Astăzi este duminică 16 august 2015 și mă aflu în localitatea Lereș din județul Argeș, la sediul Columodromului Internațional Cascadoru, unde am participat la etapa derby finală. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu unul dintre participanți, o personalitate columbofilă, să zic așa, în România, nu numai în cadrul CPR. Este vorba despre domnul dr. Adrian Colnicianul. Vă salut și eu, unul dintre coproprietarii Columbodromului Internațional Superstar din Râmnicu Vâlcea. Ce faceți? V-am regăsit astăzi printre participanții la final. A scăpat de griji, nu? Anul ăsta, da, să zic. Da. Noi am avut etapa finală săptămâna trecută. A fost o etapă reușită, o finală reușită față de anii trecuți. O etapă grea, adevărată, cum spune. Într-adevăr, adevărat. Cu vânt din față, temperaturi 33-35 de grade. Cred că ați avut una dintre cele mai dificile finale de columbodrom din România anul ăsta. Da, dar porumbeii au venit, drept dovadă de lumea a fost mulțumită. Avem în acest moment în jur de 100 de porumbei sosiți. Super, super, să știți, stați foarte bine. Da, da. Am văzut că și aria geografică, să zic așa, a crescătorilor, a participanților dumneavoastră, se extinde de la an la an, adevărat? Da. Sunt din ce în ce mai mulți crescători străini care aduc porumbei la noi, din Germania, din Olanda, din Belgia, suntem Italia, Grecia, foarte mulți bulgari, suntem pe drumul cel bun. Pregătirea cum a fost din punct de vedere al medicului Adrian Colnicianul la porumbeilor? Ați întâmpinat probleme deosebite anul ăsta? Nu, pot spune că au fost bine. Problema a fost la zboruri, unde peste tot au fost probleme. Exact, am văzut că anul ăsta au fost pierderi mari peste medie. Da. Nu se știe exact ce, dar au fost pierderi mari. Porumbeii au fost fizic foarte bine. Practic pierderile sunt neexplicabile, dar, nu? La antrenamente, da, foarte multe pierderi inexplicabile. Într-adevăr, și foarte, temperaturi foarte mari în ultimile 2-3 luni, da. Furtuni 3, solare, 3, da. 38 de grade, 39, da. Și probabil de aici au rezultat acestea. Am văzut că v-ați și extins în ultimii 2 ani, nu? V-ați extins mult capacitatea, ați mai construit încă un corp. Da, este în jur de 1200-1300 de porumbei. Și cred că anul ăsta a fost columbodromul din România care, să zic așa, și-a făcut plinul, a reușit să strângă capacitatea maximă într-un interval record, nu? Cred că în cât o lună, mai puțin de o lună, o lună și ceva, ați reușit să... Am avut o perioadă scurtă pentru aducerea puilor, tocmai ca să începem având prima finală din România. Da. Despre premii ce ne puteți spune? Știu că ați rămas la fel de generoase, poate chiar mai generoase de la un an la altul, nu? Da, în jur de 25.000 de euro pe care le-am și dat, cum am promis. Super. Lumea a fost mulțumită, locul 1, 7.000 de euro. Da. Totul a fost bine. Noastră sunteți acolo o echipă de 3 băieți tineri, dacă nu greșesc, da? Da. Fiecare, așa să zic, specializat pe felia lui, nu? Da. Unul pe medical, unul pe IT, celălalt cu pregătirea. Antrenamente, da. Cu antrenamente, vă pregătiți foarte bine și îmi place, sincer, eu vă felicit. Văd că aveți adepți din ce în ce mai mulți, de la an la an, și semnalele pe care eu personal le primez vis-a-vis de activitatea noastră și a Columbodromului sunt pozitive. Și din punctul meu de vedere nu pot decât să vă felicit și să vă doresc să țineți steagul la fel de sus și în anii următori. Promitem că așa se face. Da. Și să rămâneți în continuare unul dintre columbodromele de referință din România. Sperăm. Vă mulțumesc foarte mult, domnul doctor, pentru amabilitatea acordării acestui interviu. Vă felicit încă o dată și pentru ceilalți doi colegi care nu sunt aici, pentru activitatea lor, și vă doresc în continuare mult succes. Mulțumim foarte mult. Cu stimă, toate cele bune, vă doresc.